Iohannis să facă un anunț. Jurnaliștii care participă la această conferință de presă au fost obligați să completeze formulare specifice, similare cu cele pe care le completează cei care intră în țara noastră pe la granița terestră sau prin aeroport, cei care se întorc din zone contaminate. Vasile Marcu, colegul meu în legătură telefonică directă cu noi. Vasile, înțeleg că formularele acestea sunt similare, spuneam, cu cele folosite la graniță. Ne poți spune ce scrie în aceste formulare? Sunt niște formulare standard, exact, inclusiv pentru cei veniți din afara țării. Întrebări dacă în ultima perioadă ați călătorit în zone cu afectați de coronavirus, Italia, dacă ați prezentat simptome specifice răcelilor în ultimele 14 zile, dacă vi s-a adus la cunoștință riscurile și ce reprezintă infecția cu coronavirus. Repet, este un formular standard, la fel ca cele prezente în aeroporturi și la intrările în țară, atât cele terestre cât și feroviare. Însă este un formular pe care îl completează toți cei care intră la Palatul Cotroceni, mă refer aici nu la angajați, ci celelalte persoane care intră în Palatul Cotroceni, fie la întâlniri sau care au treburi. Bun. În plus, sunt și distribuitoare de dezinfectat, puse, am văzut la intrarea în palat, inclusiv la toate sălile. Vasile Marcu, aceste formulare sunt distribuite de către cei de la Serviciul de Pază și Protecție sau de către cei de la Administrația Prezidențială, respectiv Palatul Cotroceni? Sunt distribuite de cei de la Serviciul de Pază și Protecție. La intrări, în momentul în care intri în Palatul Cotroceni, un angajat al Serviciului de Pază și Protecție îți înmânează un formular pe care trebuie să-l completezi înainte de a fi preluat și introdus în Palatul Cotroceni. Vasile Marcu, tu ai fost în aceste zile și la Palatul Parlamentului. La Parlament sunt formulare similare? Nu, la Parlament nu există asemenea formulare. Există doar acele măsuri simple de igienă. Sunt absolut distribuitoare de dezinfectant la intrările în Palatul Parlamentului, însă nu este întrebat nimeni dacă vine din zone afectate de infecțiile cu coronavirus. Însă și acolo au mai fost ieri luate ceva măsuri, s-au fost limitat accesul, nu mai au loc acele vizite în Palatul Cotroceni, vizite turistice și nici activități colaterale în sălile din Palatul Parlamentului. Foarte interesant acest lucru, Vasile Marcu.